Bună dimineața și bine v-am găsit la Cafeaua de După. După 173 de ediții, am considerat că e cazul să schimbăm și noi puțin decorul, să mai stau și eu un pic în picioare, să mă adresez mai direct domniilor voastre. Share, like, subscribe la acest frumos decor. Bine, nu-i gata, se lucrează la el, o să fie mai amplu, mai frumos, mai cu, cu ce o să fie. Cârmăzi. Cu cârmăzi, cu scris în spate, cu luminițe. Cum trebuie să fie o cafea? Cum am gândit-o noi? Mă rog noi, mai mult Vlad. Apropo de Vlad, zilele trecute a fost ziua lui Piști. Dacă doriți să-i donați o cafea prin BuyMeACoffee, ca păi dau și eu una dintre ele. Că nu donați numai una, donați măcar două. Și chiar dacă donați o cafea pe baimiecoffeecom slash Nicu Bendea, eu dau sărbătoritului. Vlad Piști, vă rog, cu la mulți ani, cu urări în comentarii. A, a, nu, nu, aveți bani că o căzut bursa. Dar pe o căzut la Tokyo. Și-o adunat ăștia de pe jos. Iai, doamne, că m-a apucat plânsul când am aflat ce o pățit Jeff Bezos. În câteva ceasuri a pierdut 15 miliarde de dolari. Vă dați seama? Săracul om, a devenit un fel de homeless, mă. Din atâta bănet au rămas numai cu 190 de miliarde de dolari. Năcăjit, amărât, s-o gândi să se împrumute la ESCA, că vrea să treacă să fie tot peste 200 de miliarde de dolari, că nu se poate. Jeff Bezos e disperat. Strânge peturi acum. Strânge peturi ca să-și facă suma pierdută la bursă. Asta cu peturile chiar încurajez și eu, încurajăm și noi că e un lucru tare bun, că nu le mai vezi prin apă, nu le mai vezi prin pădure. Strânge lumea peturi, nu mai o codă mă, că zice, prinde în hora reciclării, zici deci că e spirala lui Bivolaru acolo. Dar, în fine, bine că se adună și că nu se mai aruncă în natură am uitat deja de Jocurile Olimpice, de medaliații noștri, nu? așa -i? Păi avem antrenor la Națională, nenea Mircea Lucescu, nenea Lucescu, revine după 36 de ani, nu, nu așa, revine la Națională. Un tânăr selecționer de 79 de ani, străbunic, are strănepoți și vine să preia generația de suflet. Parcă îl și văd la antrenamente cum o să pună pe un picior pe Ianis Hagi, pe celălalt picior, nu știu dacă îl țin genunchii, și o să le povestească de la Guadalajara, de Dobrin, de Dobrin nu prea, Dumnezeu o să le -a. de Cornel Dinu, bunicul generație de suflet, asta aveam nevoie la națională, nu, că omul e cu experiență, are 30 și nu știu cât de trofee. La primul antrenament o zis, unde e Hagi, unde e Gică Popescu? Păi s retras de 30 de ani. Mircea cu acest Joe Biden al fotbalului românesc. O să-l plătească în ceva mii de euro, că oricum e multimilionar și în vouchere la catena. Poate ne-a dă și dâns o cafea pe buymeacoffee.com Slash Nicu Bendea. Pe litoral mergeți. Wow, weekendul trecut, 350.000 de turiști pe litoralul românesc. N-aveai unde să pui un ac. Deși unii s-ar fi bucurat de asta. Cearșav lângă șaf, Românii noștri au încins adevărate hore în apă. Că așa ne place, domnul, un pic de veselie. Dacă e căldus și apă, pute, pute, dai bine. Începe și Antoldu. O doamnă și-a dat închirie pe patru zile apartamentul, dar ce super apartament, undeva în centru. Ei numai două uber până la stadion cu 8.000 de euro. 2.000 de euro pe zi. Dragii mei, sper că nu și-l va mai recunoaște. A, nu, să nu fim răi. De 1000 de euro după aia poate să trăiască în Cluj aproape 3 săptămâni. Bani încasați. Deci, din nou colțișor, am servit și astăzi cafeaua de după. Concediu plăcut în continuare și să ne vedem cu bine tot aici pe net, dar nu, așa, mai chill, că-i vară. Numai bine!